Și totuși, adică, ne-am descurcat destul de bine. Adică, Dar cel n-am puțin avut, văzut. adică noi n-am avut cazuri. Ne-am descurcat bine că n-am avut cazuri. Da, Avem Europa fost de foarte. Est a fost mai ferită de acest virus. E, aici e mult de discutat. Eu îl consider un virus împrăștiat artificial. Dacă era un virus care se împrăștia natural, în mod pandemic, aveam toată planeta roșie, de la un capăt la altul, și nu așa pesărite, și nu așa la perioade diferite. Adică nu avem niciun motiv să avem o întârziere de o lună jumate în Rusia, când e vecină cu China, și vântul ducea repede vântul pandemiei și pe acolo. Putem să ne gândim că a fost plantat virusul și în Rusia, spre exemplu, ca să nu fie mai fericită și mai curată și mai uscată decât alte țări în final. Iar țările astea de falie sau mai puțin importante, cum suntem noi, foarte puțin importantă din nefericire, sau vecina Ungaria sau Bulgaria, nu era un pericol. Da, ca să trecem de la acest subiect, că este destul de delicat și e mult, mult de discutat. Da, mult. Am vorbit de PSD, prima fază. Acum să ne întoarcem puțin și spre dreapta, spre Da. PNL. A spus zilele trecute o chestiune interesantă despre fostul dumneavoastră coleg, Rareș Bogdan, prim vicepreședintele PNL, care urma să fie deturnat din această funcție. Cum comentați? Am văzut emisiunea ta cu Rareș. N-am zis chiar așa, am zis, mă rog, înțelesul a fost așa. Nu, am zis că în locul lui Rareș Bogdan ca alternativă la Ludovic Orban, ca președinte al partidului, băieții din statul paralel, reprezentați de către cuplul Florian Coldea, Silviu Predoiu, cei doi foști prim adjuncți de la SRI, respectiv SIE, o pregătesc pe Alina Gorghiu. Am vorbit despre operațiunea Alinuța. Da. Și n-a fost negată această informație pe care am oferit-o. Și ei pregătesc această operațiune Alinuța, tocmai ca potențiala șansă de a prelua conducerea partidului de către Rareș Bogdan să diminueze ca șanse să fie mai scăzută prin apariția și altui concurent. Dar nu Pentru prea că e pe iubit Rareș Bogdan în interiorul partidului, din câte a vorbit și el, nu prea părea să fie atât de iubit de colegii săi. De mulți eu dintre ei. cred că ar trebui să-l pupe în fund. Pentru că fără Rareș Bogdan în campania de europarlamentare avea un scor mult mai mic. Și bine, nu numai Rareș Bogdan. Rareș s-a dus acolo, că de-aia m-am și supărat pe el atunci, s-a dus acolo cu tot bagajul de încredere și audiența de la Realitatea TV. Brandul Realitatea a fost foarte important. Și practic, domnii Clausică și Lucovid ne-au uzufructat acel capital de la Realitatea prin Rareș Bogdan, pe care l-am strâns cu multă greutate în mulți ani, folosindu-l pentru Partidul Național Liberal. Altfel, Partidul Național Liberal ce era? O listă cu oameni extrem de controversați, în care trona în vârful listei Rareș, care s-a bătut foarte tare, l-avea pe Dragnea sac de box, dădea toată ziua în el, ca jurnalist, ca fost jurnalist, era foarte ușor să facă asta, om neimplicat în matrapazlâcuri administrative, și asta a însemnat Rareș Bogdan plus Realitatea TV, a însemnat, am oricând curaj să pariez, cel puțin o treime din voturile pe care le-a adunat Partidul Național Liberal la europarlamentare. Așa că, că nu-l iubesc. Păi nu, că ei vor tot între ei. Adică, bă, tu fă treabă pe aici, dar după aia du-te la Bruxelles. Hai că te punem prim vicepreședinte, dar nu te întrebăm în mod normal să nominalizezi tu 1, 2, 3 miniștri, să faci ceva. Adică tu ești bun numai la treabă. Adică te luăm un fel de fraierică. Da, cei de la centru, așa zis și lideri istorici ai partidului istoric care astăzi se și aniversează fără fast, într-o perioadă tristă pentru ei, l-am văzut pe Ludovic la Villa Florica, nu s-a dus acolo la Brătieni decât până astăzi ca să ne anunțe că a trecut o subordine guvernamentală, a luat-o la Consiliul Județean. Concret, Rareș Bogdan, mă scuzați că întreb, Rareș Da. Bogdan, care are șanse să ia locul lui Ludovic Orban? Pentru că s-a Am vorbit adus. inclusiv de acest lucru, de șansa de a fi prim-ministru. Prim-ministru nu știu, nici nu știu dacă își dorește, mai pregătit decât Ludovic este, în mod clar.
dar ca lider de partid are prima șansă în acest moment. De-aia s-a și creat această operațiune Alinuța, ca să îl mai încurce și, din câte știu eu și știu bine, chiar dacă liderii naționali, poate majoritatea dintre ei, nu-l prizează foarte bine, în interiorul PNL, Rareș Bogdan stă foarte bine la capitolul simpatie, este umăr la umăr cu Klaus Iohannis. Adică la capitolul simpatie în interiorul PNL, n-am nicio îndoială că îl bate cu mult pe Ludovic Orban și alegerile sunt în partid, în interiorul partidului, la urma urmei. Da, depinde. Se spunea că e la egalitate cu Ludovic Orban în momentul de față. Rareș Bogdan era mai modest și spunea că e la egalitate cu Ludovic Orban în acest moment. Poate e la egalitate. Există, aici e vorba de percepția în partid, care e mult mai slabă pentru Ludovic acum. Din punct de vedere public, Ludovic Orban, pe mediatizarea excesivă pe care a realizat-o și prin miluirea presei, vorba lui Cristoiu, ca să-l citesc de fiecare dată, a reușit să aibă o notorietate mai mare și o percepție pozitivă. Dar sunt trei în acest moment. Plus minus la egalitate. E vorba de Rareș Bogdan, Ludovic Orban și newcomerul Marcel Vela. Asta era următorul subiect. Ați vorbit, ați spus acum 9 luni de zile, dacă nu mă înșel, că Marcel Vela va fi candidatul la primăria capitalei. Da. Am mirosit atunci, m-am uitat la televizor, îl cunosc pe Marcel Vela de multă vreme și m-am uitat atent la felul în care emite. Și felul în care emite e un fel de administrație. Pe lângă faptul că eu am fost primar. Adică nu vorbim despre cineva care e străin de treburile administrative. Și atunci am făcut această prognoză că el va fi viitorul candidat al PNL-ului, gândindu-mă la mediatizarea de care va beneficia în timpul crizei. Și astăzi cred că s-au sedimentat treburile și dacă s-ar face o măsurătoare corectă, spre exemplu, între Marcel Vela și Nicușor Dan, care este candidatul actual al PNL-ului, eu cred că îl bate cu peste 33%, adică avantajul lui Marcel Vela, avantajul comparativ, ar fi de peste o treime în favoarea lui. Dar de ce spuneți acest lucru? Că, pe la urmă, după cum s-a observat și spațiul public, și Marcel Vela a avut unele minusuri, mă refer la capitolul comunicare. Da, bineînțeles. Într-o zi spunea că așa, în altă zi se schimba, erau și neînțelegeri între ceea ce a fost foarte greu. Le-a fost foarte greu pentru că ei administrau celula de criză, m-am uitat cu atenție, așteptând lumina de la Cotroceni. Și e foarte complicat când lumina nu se aprinde, că nu degeaba are porecla Mutu. Președintele nostru vorbește greu și rar. Deci foarte multe bâlbe ale celulei de criză au venit din cauza lipsei de comunicare cu Palatul Cotroceni, care totuși coordona treburile astea. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, și lipsa de experiență, dar o simplă comparație dublată de un element subiectiv pozitiv ne spune nouă de ce are mult mai multe șanse Marcel Vela. Comparația între un Nicușor Dan, care a stat în casă și n-a comunicat toată această criză, coronavirus, da? În timp ce Gabriela Firea era pe toate ecranele, parcă cineva l-ar fi forțat să stea acasă ca să se poată remarca Gabriela Firea, și un Marcel Vela care a fost prezent pe problematica crizei și a discutat probleme legate de cetățean. Elementul subiectiv constructiv este legat de ceva care se va exacerba în următoarea perioadă, respectiv războiul celor două partide religioase din interiorul PNL. Marcel Vela este limpede că a acționat ca un creștin ortodox autentic. A și dovedit aceste lucruri, a căpătat o aderență specială care o să îi țină de cald mult timp, pentru că credincioșii ortodoxi nu uită eforturile pe care el le-a făcut cu ocazia Paștelor și Învierii, care n-au fost încununate de succes, dar ele au existat, asta contează foarte mult.
Și atâta timp cât, hai să zicem, cel puțin 80% din populație este ortodoxă, așa o fi proporția mai mică probabil la PNL, ceea ce îi conferă un avantaj electoral evident atunci când se va pune problema, că să nu mai vorbim despre susținerea văzută sau nevăzută a clericilor ortodoxi. Ei, am zis de două partide. Marcel Vela nu este în partidul care conduce acum PNL. Partidul religios care conduce acum PNL este de surginte neoprotestantă, de la Klaus Iohannis, care este neoprotestant, până la ceilalți din conducerea partidului, mulți la număr. Putem discuta și despre Ludovic Orban și orientarea sa religioasă, nu vreau să fiu atât de net. Nu vreau să fiu atât de net, dar el știe despre ce vorbesc. Plus ceilalți lideri foarte vocali, importanța ei partidului. Deci, în acest moment, deși religia ortodoxă este majoritară în România, ea este reprezentată minoritar la conducerea partidului. Ai vorbit de cei doi, pot să-ți dau doi ortodoxi cu siguranță din conducerea partidului, credincioși vechi, Rareș Bogdan și Marcel Vela. În rest pot să-ți dau alții care sunt de tip neoprotestant, de la Klaus Iohannis în jos. Deci, frământările de la vârful PNL-ului pe care nu ni le putem explica foarte simplu cu argumente concrete, le putem explica dacă ținem cont de acest lucru pe care eu îl subliniez, această bătălie dintre cele două partide religioase de la vârful partidului, neoprotestanți versus ortodoxi. Că tot am rămas la PNL, tot îmi amintesc de interviul cu Rareș Bogdan. A spus la un moment dat, legat de subiectul cu acel club, nu o să-i dau numele, din Herăstrău, și cu acel party din weekendul trecut, el a spus clar că dacă ar fi fost prim-ministru, de fapt nu prim-ministru, ministru de interne, mă scuzați, dacă ar fi fost în locul domnului Vela, sau dacă ar fi fost primar general al capitalei, ar fi închis clubul și ar fi dat și niște dosare penale. Asta cu dosarele penale nu cred că era de competența lui, fiind ministru de interne. Să facă plângere. Da. Dar nu știu cum considerați aceste declarații. Poate au fost prea acide, prea la cald. Nu. Eu cred că putea să fie și mai nervos. Pentru că acolo nu era vorba neapărat de pericol, dar era vorba de indisciplină afișată. E și o chestie de nesimțire, adică dragul meu, sau stimate domn, cum zice Sorin Ovidiu Vântu, ieșit din pușcărie, că mă distrez foarte tare când mă uit la interviurile lui și cunoscându-l foarte bine, sau măi dragă, îi zicea lui Cristoiu măi dragă, s-a uitat Cristoiu așa foarte amuzat la el. Fiecare putem să avem excese comportamentale, mai ales cei care suntem personalități publice și avem aderență, dar este un gest de mare nesimțire că atunci când omul simplu nu și-l permite, deși ar vrea și omul simplu să meargă la o bere în Herăstrău și ar vrea să stea noaptea acolo, tu să-l faci doar pentru că ți-l poți permite sau pentru că ești protejat. Și până la urmă, în ciuda ieșirilor lui Rareș, înainte au fost ieșirile lui Aurelian Bădulescu, viceprimarul capitalei, care a fost de asemenea foarte dur și care a pregătit niște dosare administrative, din câte știu, treburile s-au mușamalizat, pentru că, așa cum zicea Bădulescu în prima zi, era vorba de complicități la nivel înalt, care erau active încă de când s-au dat autorizațiile pentru acele cârciumi, cluburi și așa mai departe. În România este această încrengătură a complicităților vinovate, în care, uite, niciodată nu se întâmplă nimic până la capăt, sunt alese niște ținte care sunt mai vulnerabile în momentul ăla și altele sunt ocolite, chiar dacă sunt mai vinovate decât țintele care au fost alese. Spuneți că a fost, până la urmă, un fel de îndemn ca să se facă, până la urmă, ceva, să se acționeze. A fost un îndemn, a fost corect ce a făcut și Rare și Aurelian Bădulescu. După aceea au tăcut amândoi într-un mod ciudat, cred că și-au dat seama că era vorba de altfel de operațiune la mijloc pe care nu aveau cum să o combată în mod legal, real. Domnul Rareș Bogdan a mai vorbit și de acea plecare a românilor în Germania, de cum s-a făcut plecarea peste noapte din Suceava,
până la Cluj cu niște autocare, a dezvăluit oarecum că ar vrea să știe mult mai multe despre acele firme care efectuau plecările. El n-are ce să facă. Uite, vezi, vorbim foarte mult despre Rareș, semn că e important. Nu îmi închipuiam că în atât de scurt timp voi comenta pe larg ceea ce face și ce zice Rareș. Dar, ca să fiu corect până la capăt, în ultima vreme s-a mișcat politic mult mai consolidat decât în timpul anului trecut. Are o singură mare problemă pe care sunt convins că și-o vede în fiecare zi pe mesaje și pe ce mai primește. Îl susține mult prea mult pe Klaus Iohannis, ori populația, chiar și cea liberală, și-a dat seama și de inactivitatea, și de repăsarea, și de greșelile pe care le face Klaus Iohannis. Ori asta nu poți să o faci la nesfârșit fără să decontezi la un moment dat. Eu cred că intervențiile lui Klaus Iohannis au fost total neeficiente, unele au fost chiar grobiene, iar pentru un public liberal, am să zic mai elevat, numai că vorbeam cu Vasile Dâncu și mi-a zis că structura publicului la PNL a devenit quasi similară cu cea de la PSD, structura socială. Da. Așa că nu mai pot să zic elevat. Dar pentru publicul ăla, cum o fi el, mai mult sau mai puțin elevat, deja zgârie la ureche în momentul în care tot îl auzi pe unul care e evident că, să zicem, e cel puțin nepăsător, dacă nu neștiutor. Deci spuneți că s-a coborât oarecum ștacta, adică nu mai... Mult. PNL-ul a împrumutat de la PSD anumite... Da. Și Rareș va avea, Rareș îl avertizez, uite, de la distanță, prin intermediul vostru, că tot de-ați luat interviu înaintea mea, îl avertizez că dacă va mai continua mult timp să îl susțină pe Klaus Iohannis într-un mod necritic, poți să susții pe cineva și criticându-l, nu trebuie să-l înjuri de mamă. Poți să-l critici de bună credință, spui că e altă părere. Dacă va continua să facă asta, o să-și piardă foarte mulți dintre susținători. Foarte mulți dintre susținători, pentru că susținătorii care au venit alături de el în siajul PNL-ului și a lui Klaus Iohannis, ei nu erau iohaniști sau liberali. Erau oameni care veneau ca telespectatori, ca oameni mulțumiți că se desfășurau anchete împotriva abuzurilor puterii ale lui Dragnea și așa mai departe. Ori ăștia sunt la fel de nemulțumiți dacă nu le sunt apărate drepturile de către Ludovic sau de către Iohannis. Nu poți să stai tot timpul acolo. Din acest motiv, semnalele lui de alarmă la adresa echipei de conducere a PNL sunt binevenite, laudele la adresa lui Iohannis nu sunt binevenite deloc. În final vreau să, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte sau să adresați câteva cuvinte constanțenilor. Și în perioada aceasta destul de zbuciumată din cauza acestui coronavirus. Știți foarte bine, n-am mai intrat în segmentul turistic, și acolo e mult de vorbă și cu terasele și cu hotelurile, inclusiv cu acele greve de pe litoral care erau anunțate, dar pe urmă nu mai sunt. Niște mesaje pozitive adresate Constanței. Mesaje pozitive că aștept cu mult drag să vin și să vină cât mai mulți dintre români pe litoral, pentru că e nevoie, dacă iubim litoralul, trebuie să mergem să cheltuim pe litoralul românesc. Și asta vom face. Din păcate nu pot să vin chiar foarte repede, așa într-o săptămână, două, că am un turneu cu judo prin, adică cu cluburile mele de judo, să văd în ce stare sunt prin Moldova, prin Oltenia. Am fost în Transilvania săptămâna trecută, dar bineînțeles că voi veni. O să fiu foarte interesat de alegerile de la Constanța. Dacă deocamdată nu văd vreun contracandidat solid al lui Horia Țuțuianu. Vă referiți la Consiliul Județean acum? Consiliul Județean. Da, cred că vă referiți. Dacă acolo nu văd vreun contracandidat solid, adică nu văd, s-ar putea să existe, dar nu îl văd deocamdată. Pentru primarul actual, nu vedeți un candidat solid în momentul de față? O să-i dezamăgesc. Cred că cel mai solid candidat din punct de vedere al sondajelor și al așteptării publicului constanțean
astăzi este Mohamed Murad. Și nu mă refer aici la partid, că dacă, spre exemplu, o să accepte să fie sprijinit de PNL, care o să-l dea la o parte pe senatorul Buclucaș, atunci cred că va fi mult mai sigură așezarea pe scaunul de primar a altcuiva din septembrie, în locul lui Decem Stelian Ion, că era la un moment dat se vehicula și această soluție cu Stelian Ion, candidat unic PNL-USR. E tot din politică și o să vezi că, mai ales după această criză coronavirus și bâlbele tuturor partidelor, că nu numai PNL-ul s-a bâlbuit, s-a bâlbuit și PSD-ul și USR-ul, toată lumea, va veni în vară un val de oameni care să ne scape de griji, oameni care să ne scoată din criză, oameni care știu să rezolve probleme. Iar din punctul ăsta de vedere, Mohamed Murad are calitatea că e manager. Bine, are calitatea, habar n-am, că e prieten cu mine, ca să mă iau prima dată. Cu Rareș Bogdan, al doilea rând, cu foarte multe vedete publice, care o să-l susțină. Culmea, și dacă PNL-ul va avea candidat împotriva lui Decebal Făgădău, tot cineva de asemenea factură, dar cu notorietate și cu afaceri în zonă, cum este și Murad, ar avea prima șansă, după părerea mea. Deci lupta de la primăria Constanța, că de fapt asta vreau să spun, va fi una extrem de pasionantă. O să o comentăm, uite, și la voi la studioul Replica, o să putem să o comentăm, pentru că va fi una foarte interesantă. Dacă Mohamed Murad nu o să accepte să candideze, n-am vorbit cu el. Adică cred că va accepta să candideze din partea PNL, că pe la urmă i-a tot criticat în nenumărate rânduri în ultima perioadă. Păi nu știu dacă are motive să-i facă fericiți, pentru că cei care ar fi avantajați de candidatura lui ar fi liberalii. El poate să câștige ca independent. Astăzi are toate șansele să câștige ca independent. Constanța s-a mai întâlnit cu asemenea situație pe vremuri în anul 2000. Radu Mazăre, da. Radu Mazăre ca independent și Nicușor Constantinescu cu consilieri independent, dacă mi-aduc bine aminte. Și mi-aduc bine aminte. Dar eu așa văd treburile astăzi. Nu-i rău că va fi competiție la Constanța. Constanța a încetinit ritmul de dezvoltare în ultima perioadă și e păcat. Constanța este un municipiu de interes geopolitic internațional, eu așa îl definesc. Și poate să aibă o dezvoltare accelerată, mai ales în noile ecuații geopolitice. Și acolo este nevoie de un primar cu capabilități diplomatice și manageriale, pentru că, din fericire, o spun pentru voi, aveți un potențial de dezvoltare, dacă aveți omul potrivit, aflat, după măsurătorile mele, pe locul întâi astăzi între municipiile reședință de județ, la ce văd eu că se va întâmpla în viitor. Da, să sperăm că, până la urmă, vom avea... Da, și presupun și nu de ce m-al făgădeau, să nu creadă lumea că îl... nu am ce să-i reproșez, n-am văzut treburi pe acolo. Eu analizez. Eu când analizez, trebuie să fiu corect. Nu pot să mă împiedic în obiectiv, nu pot să mă împiedic în sentimentalisme. Cât sunt eu de prieten cu Mohamed, dacă aș ști că n-ar fi un administrator bun, aș spune în emisiunea ta. El este un administrator bun. Și nu pot să nu țin cont de treaba asta. Plus că are acest potențial de susținere, mă rog, pe lângă banii pe care îi are și pe care îi poate cheltui, are un potențial de susținere la foarte multe personalități publice din România, care va însemna foarte mult la constanțeni. Constanțenii sunt, cum le zic eu, sunt trendy. Lor le plac vedetele publice pozitive, nu, merg pe litoral, se simt bine acolo. Suntem mai fițoși, așa, mai... Da, dar în sensul bun. Nu, mi-e plăcut să... În sensul fițoși, în sensul bun. Adică, vezi, bucureștenii sunt fițoși în sensul rău. Ți-o spun eu, care am trăit acolo 20 de ani. Deci ei sunt fițoși în sensul rău, nu sunt plăcuți. Ăștia, clujenii de unde sunt, eu sunt clujan, sunt mai gomoși. Voi sunteți fițoși în sensul bun. Dar ce nu te ia, da? Sincer, actualului primar Decebal Făgădău. Obiectiv vorbim. Ar fi de trecere? Da, ar fi de trecere. Ar fi un 7+. De ce? Nu că a fost un administrator slab, ci pentru că nu a fructificat oportunitățile geoeconomice ale Constanței. Sigur, am vorbit cu el la un moment dat, cred că ultima dată am vorbit acum 2 ani pe larg. Știe bine teorie, știe bine administrație, un băiat deștept. El motiva cu guvernarea. Bine, el are și o problemă.
Organizația nu este condusă de el, organizația e condusă de Felix Troie, sunt din generații și școli diferite, adică genul în care Decebal Făgădău e unul care evident că s-a dus la școală, la Felix mai puțin evident. Și asta, sigur, îi creează probleme, că e foarte complicat să-ți implementezi toate strategiile pe care vrei să le implementezi dacă organizația per ansamblu nu te susține. Și eu știu că el n-a avut parte de susținere în timpul mandatelor lui, așa cum ar fi trebuit să aibă. Deci, în încheiere, un scurt rezumat, un mesaj de bine pentru Constanțeni. Mesajul de bine pentru Constanțeni este că dacă vă veți alege corect primarul sau dacă îi veți impune primarului să-și ia anumite angajamente, aveți cel mai bun potențial de dezvoltare geoeconomică dintre toate municipiile de județ din România. Asta zic. Pe locul 2? Să fiți pe locul 2? Așa spunea Rareș Bogdan, să revenim pe locul 2. După București, bineînțeles. Ca să reveniți pe locul 2, e nevoie de cel puțin un mandat de muncă. Adică dacă un primar vine, face treabă și începe să implementeze cam în 2 ani de zile, trebuie 4-5 ani pentru asta, puteți reveni pe locul 2, dar să știți că și Clujul se mișcă foarte bine. Dar eu repet, i-am vorbit de potențialul de dezvoltare. E mai mare la voi, pe business, pe roata mare a businessului internațional, decât la Cluj. Cluj este dependent de două lucruri care sunt foarte fragile. E dependent de industria IT, care imediat se poate delocaliza și pleacă, și este dependent de cheltuielile pe care le fac studenții care trăiesc acolo 70-80 de mii. Dacă facem învățământ de la distanță, cade și economia. Adică Cluj are două vulnerabilități majore. La voi se bazează pe cu totul altceva, dar într-un interviu viitor, dacă vrei, poți să dezvolt ce cred eu despre dezvoltarea Constanței. Super, ok. Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Eu mulțumesc, am făcut-o cu plăcere. Și mie, sănătate vă doresc. La revedere.